Cea mai importantă sărbătoare anuală creștină comemorează evenimentul fundamental al creștinismului, învierea lui Iisus Hristos în a treia zi după răstignirea sa din Vinerea Mare. Paștele creștin este similar cu două tradiții antice, una evreiască și alta păgână, ambele tradiții sărbătorind învierea, trezirea la viață. Săptămâna patimilor are în cultul ortodox slujbe și rânduieli speciale. În Vinerea Mare, în biserică, are loc denia prohodului Domnului. Această zi are o încărcătură emoțională specială, întrucât este ziua în care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos. Este zi de doliu și se ține post negru. În Vinerea Mare nu se mănâncă urzici, nu se folosește oțet, pentru că pe cruce Iisus a fost bătut cu urzici, iar buzele i-au fost udate cu oțet. Sfântul Epitaf rămâne în mijlocul bisericii până la sfârșitul slujbei, când este dus de preoți în Sfântul Altar, după ce a fost purtat în procesiune în jurul bisericii. La sfârșitul slujbei este obiceiul ca preotul să împartă florile aduse, care sunt apoi puse acasă la icoane. În noaptea de înviere, oamenii merg să ia Sfânta Lumină pe care preotul o împarte credincioșilor la miezul nopții. Această noapte marchează învierea Domnului, iar lumina este adusă de credincioși în propriile case. Și la Târgoviște sunt așteptate sute de persoane la slujbele care se vor oficia cu prilejul sărbătorilor pascale. Vineri 29 aprilie, de la ora 19, la Catedrala Mitropolitană din Târgoviște va avea loc denia prohodului Domnului, iar sâmbătă, începând cu ora 23:45, se va oficia slujba învierii Domnului și Sfânta Liturghie Arhierească. La miezul nopții vor bate clopotele bisericilor, iar oamenii care asistă la slujbă vor cânta Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Duminică 1 mai va avea loc slujba învierii a doua la Catedrala Mitropolitană între orele 12 și 13:45, iar vineri 6 mai, sărbătoarea izvorul tămăduirii, hram la Mănăstirea Nucet, începând cu ora 8. După săvârșirea Sfintei Liturghii, va avea loc sfințirea apei sau aghiazma mică la locul intitulat Fântâna de Leac.